Au trecut mai bine de 100 de ani de când insulina, descoperită de românul Nicolae Paulescu, a fost folosită pentru prima dată pe un pacient în tratarea diabetului, tot într-o zi de 11 ianuarie. Astăzi se împlinesc 101 ani de la prima injecție cu insulină folosită pe un pacient. Se întâmpla pe 11 ianuarie 1922, la puțin timp după ce profesorul Nicolae Paulescu a reușit în decembrie 1921 să facă epocala descoperire a insulinei în urma unor îndelungate studii experimentale și observații clinice și de laborator. Primul pacient bolnav de diabet pe care s-a folosit insulina este Leonard Thompson, pe atunci în vârstă de 14 ani, care era internat la Toronto General Hospital. Prima injecție cu insulină, care a fost administrată de către medicul Frederick Banting, i-a produs severe reacții alergice din cauza că insulina era impură. Prin urmare, nu i s-a mai injectat insulina decât 12 zile mai târziu, după ce biochimistul James Collip a muncit zi și noapte și a reușit să purifice extractul. În februarie 1922, Frederick Banting și Charles Best au publicat un articol în care se prezentau rezultatele experimentale obținute prin folosirea insulinei, noua denumire a hormonului pancreatic, și care confirma concluziile profesorului lui doctor român Nicolae Paulescu, al cărui articol despre descoperirea hormonului antidiabetic produs de pancreas numit de Nicolae Paulescu pancreină apăruse deja în data de 31 august 1921. În 1969, diabetologul scoțian Ian Murray a vrut să scrie un istoric al descoperirii insulinei și a constatat că Paulescu publicase primul lucrări valoroase în care a descris cu lux de amănunte acțiunile hormonului antidiabetic pancreatic. Articolul său a apărut în 1970. În reacție, profesorul Tiselius, directorul Institutului Nobel, a anunțat atunci că Nicolae Paulescu merita cu prioritate să primească premiul Nobel pentru descoperirea insulinei, dar excludea posibilitatea unei reparații oficiale, exprimându-și doar speranța că opera de pionerat a lui Paulescu va fi elogiată cum se cuvine de forurile științifice internaționale, relatează unitschimbam.ro.